În cazul în care un angajat suferă un accident de muncă, Casa Județeană de Pensii preia cheltuielile legate de reabilitarea lui medicală. Pe de altă parte, în situația unui accident de muncă mortal, instituția plătește urmașilor o despăgubire în valoare de 4 salarii medii brute. În afara cheltuielilor pentru spitalizarea victimelor accidentelor de muncă, Casa de Pensii decontează și serviciile medicale pentru tratamentul bolilor profesionale. Sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii persoanele care desfășoară activitatea pe bază de contract individual de muncă, persoane care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual, funcțiile elective, șomerii, ucenicii, elevii și studenții. La nivelul Casei Județene de Pensii Giurgiu, există un compartiment specializat care promovează și stimulează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale prin acordarea de consultanță cu privire la măsurile și mijloacele de prevenire a acestora. Acest lucru se poate realiza în baza unor solicitări transmise de către consilierii noștri unităților interesate pentru consultanță. Toate sumele decontate de Casa Județeană de Pensii Giurgiu pentru victimele accidentelor de muncă sunt prevăzute în bugetul instituției și provin din sumele colectate de la angajatori. Acest lucru arată cât de important este ca toți angajatorii să folosească numai forță de muncă angajată legal, să ofere condiții cu risc minim la locul de muncă și să-și plătească contribuția stabilită de lege.